Cea mai puternică rugăciune către Maica Domnului este rugăciunea Brâul Maicii Domnului. În această binecuvântată zi a așezării Brâul Maicii Domnului, m-am rugat cu credință și am primit împlinirea dorinței mele acum 4 ani. Vă invit să rostim împreună această puternică rugăciune către Maica Domnului și să rămâneți alături de mine până la final, unde am ceva personal de împărtășit. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Sub îndurările tale scăpăm și noi. Rugăciunile noastre nu le trece cu vedere și te primești ne scapă una curată și binecuvântată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, apără, mântuiește și păzește pe robul tău. De tot răul și necazul, de toate bolile și durerile, de toate farmecele, vrăjitoriile și blestemele, ca întreg și sănătos să fie robul tău. Ca și cu o comoară luminată, prea curată de Dumnezeu născătoare, cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, se încununează și se luminează, bucurându-se și în taină se veselește, stăpână strigând către tine. Bucură-te, coroană cinstită și cununa dumnezeieștilor măriri. Bucură-te, ceea ce ești mărirea împlinirii a veșnicei măriri și veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeiești. Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu. Bucură-te, muncirea vrăjmașilor celor nevăzuți. Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhurile. Bucură-te, ceea ce ne cureți de păcate și de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, ușa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămașa nunții cele fără de sămânță. Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși. Bucură-te, prin care cad vrăjmașii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, mireasă pururea fecioară. Dat-ai robului tău preamărită tare îngrădire, pe acesta scăpându-l de toate primeștile, cu dumnezeieștile lucrări și nebiruit de vrăjmași, păzindu-l și care strigă către tine cu credință. Tăria, puterea și cuvioasa mea bucurie este Fiul tău și Domnul, ca un bun și milostiv, ca și cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău cu bună credință luminat fiind, încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuiești ca un milostiv. Amin. Încinge pe robul tău, întărindu-l asupra vrăjmașilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor, celor ce-l muncesc și nepătimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te preamărească pe tine și pe fiul tău și să strige: Iisuse, mântuiește-mă pe mine păcătosul, ca un milostiv. Nașterea fără stricăciune și fericire numai tu ai avut, prea binecuvântată și încingere de mântuire, ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas nestricat. Dumnezeiască Maică, prin care robul tău ia de la Dumnezeul nostru mare milă. Cei între sfinți părinții noștri, martascăl și ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Atanasie și Chiril și toți sfinții apostoli și întâiul mucenic Ștefan, sfinților mucenici Gheorghe, Teodor Stratilat, Teodor Tiron, Dimitrie și toți sfinții mucenici și mucenițe, Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorule,
Botezătorului Iisus Hristos, sfinților proroci, Moise, Avram, Ilie și Elisei și toți sfinții apostoli, rugați-vă Domnului pentru pacea, sănătatea, bunăsporire și iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu, pentru apărarea și mântuirea lui și-l păziți de tot răul și necazul, de bolile și durerile, de toate farmecele și de toate vrăjitoriile. Inima se înmoaie, atingându-se cu călduroasă credință de brâul Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate și a vrăjmașilor fără trupuri, nevătămat rămânând în veci. Brâul tău, într-o bucurie a inimii, cu cinste toți să-l purtăm, care le este spre ajutor tuturor credincioșilor de Dumnezeu Născătoare, dă celui ce alunecă întărire, celor leneși îmbărbătare, cârmuire celor ce nuată, celor rătăciți întoarcere cu adevărat curată fecioară, dumnezeiescul dar al preacinstitului tău brâu, tuturor celor ce au credință, îl purtăm și îl sărutăm, ne este ajutor în veci. Sfinților tămăduitori fără de arginți și de minuni făcători, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon, Emolae, Samson, Diomid, Muche și Anichit, Talaleu, Trifon și toți sfinții mucenici, dreptilor părinții Joachim și Ana, tu cuvioase părinte Nicolae, rugați-vă lui Dumnezeu pentru viața, sănătatea, buna sporire și iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu și pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul, ca întreg și sănătos să petreacă în veci. Sfinților evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan, Arhanghel Mihail și Gavril, Serafim și Heruvim, cu 318 părinți sfinți de la Nicea, și toți sfinții pomeniți în sfânta noastră biserică, rugați-vă Domnului pentru sănătatea, viața, pacea, bunăsporire și iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu. Și pentru ca bunul Dumnezeu să-l apere și să-l mântuiască de tot răul, de toate necazurile, de toate bolile și durerile, de tot blestemul și vrăjitoriile, și cu totul sănătos să fie și întreg în veci. Amin. De înșelătoria dragostei, a patimilor și de vrăjmașul ce-l ispitește cu greutatea păcatelor și de cumplita lene, de robire, de grab să mântuiești pe robul tău, mult milostivă Fecioară Maria, ca singura apărătoare și mântuitoare în veci. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire aducem ție, noi robii tăi, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să-ți strigăm ție, bucură-te, Maică pururea Fecioară, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacinstitul brâul tău, ce-a cuprins pântecele tău cel de Dumnezeu primitor, este cetății tale tărie nebiruită și vistierie de bunătăți neîmpuținată. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție! Stăpână, primește rugăciunea robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Amin. Sfârșind această rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, îmi amintesc cu smerenie cum în trecut v-am împărtășit aceste cuvinte sfinte și emoția trăită în fața marii minuni pe care Maica Domnului a săvârșit-o în viața mea. Anul acesta, pe 3 iunie,
prin harul lui Dumnezeu și mijlocirea Maicii Domnului, am avut binecuvântarea ca minunea mea să sărute brâul Maicii Domnului. Pentru mine, această rugăciune are o semnificație deosebită, izvor de credință și recunoștință nemăsurată. Atunci când am rostit pentru prima dată această rugăciune, am făcut-o pentru 40 de zile. Am cerut cu lacrimi să fiu binecuvântată, să devin mamă, iar minunea s-a înfăptuit acum 4 ani de sărbătoarea așezării brâul Maicii Domnului. Dragii mei, credința și rugăciunea stăruitoare sunt cheia prin care toate lucrurile își găsesc rostul și se așează pe cel mai frumos drum al vieții noastre. Păstrați credința vie în inimile voastre și Maica Domnului vă va lumina calea, aducând în viețile voastre minunile de care aveți nevoie. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, vă mulțumesc și să aveți o zi binecuvântată. Cu toate cele sfinte. Pe curând!